Una di noi si piace venire per canale mio. Oh, credo che va a fare l'ultimo videoclip per care il voi face fin d'insarcinata, credo. Pentru că mi-e foarte greu. Mai am chiar foarte puțin până să nasc și am vrut neapărat să fac acest clip pentru faptul că vreau să arunc o grămadă de chestii care din nou le-am strâns și am nevoie să le arunc, să fac loc și tot fac loc și tot fac loc și tot nu am loc. Am schimbat, după cum vedeți, decorul, acum filmez din camera mea, adică din dormitorul nostru. În spate, după cum vedeți, este patul copilului. Am un raft pe care am toate lucrușoarele pentru copil și poate o să fac într-o zi turul camerei. Probabil. Sunt curioasă dacă vreți să vă fac turul camerei, că nu mi l-a cerut multă lume. Mi-ați cerut turul băi și chestii de genul. Bun. Să trecem la treabă. Am strâns produse terminate, am făcut curățenie. Am decis că o să arunc o grămadă de chestii. Pun jos punga pentru că mi-e greu, am o burtă foarte mare, enormă. Și nu vreau să vă țin mult la poveste, așa că să începem cu prima pungă, zic eu. Am folosit, am terminat și am să arunc această vopsea care, dacă ați văzut într-un jurnal de-al meu de sarcină, vă las link în descriere. Mi-a prins pe păr, dar se vedea decât la soare. Mi-a făcut acest roz, care l-am primit la Cosmina. Mi l-am pus pe tot părul și, bine, noroc că nu am pus pe rădăcini, că aveam rădăcinile blonde și ar fi fost, wow, așa o dungă roz la rădăcină. Mi-a făcut părul mai aprins la culoare, practic, și la soare se vedea așa o tentă de roz, dar cam atât. Apoi, am primit acest gel de duș de la Avon, Senses, e ok, l-a folosit mai mult soțul, că lui placă mirosul ăsta, e coco și papaya, chiar mirosea foarte bine, ce-i drept. Am terminat acest șampon de la Batiste, ador toate șampoanele de la Batiste, deci nu contează ce și cum. Pe mine mă încântă, ăsta era fresh, chiar mi-a plăcut foarte mult. După ăla tropical roz, ăsta e al doilea preferat al meu. N-au rival șampoanele de la Batiste. De moment folosesc unul de la Dove care nu se compară. Am mai terminat acest săpun de la Theo. E un săpun normal de mână, adică miroase a coco și e săpun. Am scos din pungă această cutie pentru că inițial, cum am avut o grămadă de chestii micuțe terminate, am zis aici o să le țin și aici o să le depozitez. Da. Până când s-au adunat două pungi. Bun. Am un bun aici. Serios. Am folosit și am terminat această sare de baie de la Balea. Eu de obicei folosesc pentru două ture. Miroase super, super, super bine. E cu cocos și cu nu mai știu ce. Săpunuri. Terminăm o grămadă de săpunuri. Cum am două băi și suntem trei persoane în casă și ăsta e la Palmolive, care îl folosesc de obicei. Îmi place foarte mult. Eu simt că hidratează mână. Am mai terminat și săpunul ăsta care l-am. Mi-e greu să respir. L-am primit într-un swap. Altă sare de baie de la Palea de când sunt însărcinată, așa mă mai mimez și eu cu te o baie mai des. Mai des. Îmi calmează durerile contracțiilor și mă ajută destul de mult. Pasta noastră e dinți preferată, care nu mai e pasta noastră e dinți preferată, chiar n-am mai cumpărat-o. Asta de la Oral-B Complete. Le-am dat acum pe Colgate Whitening, pe albire și așa și da. Am dat un pic la o parte. Vezi? Pe asta. Acum am început să folosim asta. Colgate Max White cu cristale și cu nu știu ce. Asta o folosim acum, până când o să ne săturăm sau să găsim alta sau ce știu eu. Schimbăm cam des. De paste dinți. Apoi am să arunc pentru că am terminat. Wow! Am terminat acum o grămadă de timp acest fond de ten, dar nu știu ce îl mai țin. De la Avon e un BB cream care mie chiar mi se potrivește și e chiar super, super. Deci, cel puțin eu cam tenul mixt spre gras și ăsta e mat pentru ca să-ți matifieze tenul și așa, e chiar.
A fost chiar foarte ok. Am mai terminat alte seruri de baie de la voi în ambalajul ăsta. Am o grămadă așa, când le-au pus aici în catalog, ultima oară în broșură, am cumpărat o grămadă, cum să rămân eu fără ele. Și tot termin, îmi plac recipientele astea, tot mă gândesc la ce să le folosesc. Nu o să arunc recipientul ăsta pentru că chiar îmi place. Nu se mai termină, m-am așezat pe ceva. Așa. Nu se mai termină săpunurile solide. Bine, nu-i că am terminat în ultimul timp atâtea, dar mi s-au adunat ambalajele pentru că le-am adunat aici în chestia asta mică și acest săpun de la Dove e un mare caca, e de coco și e mare caca. Practic nu se topește, nu poți să te speli cu el. Eu am aruncat jumătate săpunul. Miroase, nu miroase a coco, miroase, nu știu a ce miroase. N-ai cum să te speli cu el, deci practic e piatră. E foarte piatră. E singurul săpun de la Dove care pot să zic că wow, nu mi-a plăcut deloc, deloc. Pentru că, în schimb, ăsta mi-a plăcut foarte mult și mai am un cealaltă pungă care, la fel, mi-a plăcut foarte mult. Suntem fani săpunurilor Dove, dar... Altă pastă de dinți de la Colgate, Total Daily Repair, care nu mi-a plăcut mult, chiar deloc. Dar am folosit-o pentru că trebuia folosită. Alt săpun de la Bun, cu mușețel. E clipul săpunurilor. Am terminat un deodorant de la Avon, de ăsta Eternal Magic. Eu pot să zic că sunt fan de acestor deodorante. Pe timp de vară nu, pe timp de iarnă da, pentru că sunt cremoase și hidratează, sunt ok. Pe timp de vară nu te protejează chestiile astea, deci chiar din experiență vă spun. Ceea ce chiar pot să recomand și chiar te protejează sunt aceste deodorante la Rexona. Am terminat pe cel albastru cu bumbac, am toate variantele roz, verde, alb, toate, deci mi le cumpăr așa toate pe rând și îmi plac foarte mult. Aruncăm și parfumuri terminate, acesta de la Adidas, care miroase super și mai am o grămadă. Și acesta de la Avon Attraction, care la fel îl am, deci mai am încă unul care îl folosesc, l-am în mașină pe celălalt și îmi place foarte mult și am terminat cu această cutiuță. Miroase super, oh, ce tare e. Acum, pe timp de sarcină, mi se pare așa un pic tare, dar chiar îmi place foarte mult parfumul. Începem cu punga asta enormă, care n-are mai mult de 2 kg, dar mie, sincer, mi-e greu să o ridic, deci mi-e foarte greu să o ridic, mă văd cu toate câte coșuri am, deci cu sarcina asta, atâtea coșuri, e incredibil în viața mea, nu am atâtea coșuri. O să treacă, sper că o să treacă. După cum vă spuneam, ăsta e săpunul soțului, care îl ia cu el când merge la fotbal. De fapt, cred că s-a terminat, de fapt, s-a terminat și acum ia gelul de duș. Dar noi suntem fani săpunurilor Dove. Altă chestiuță Dove pe care arunc este această cremă de corp care e pe terminate. Dar, cum avem de o grămadă de timp, zic mai bine o arunc, pentru că scrie că de la 12 luni după ce o deschizi trebuie aruncată și are vreo 2 ani la mine acasă. Am terminat alt balsam de păr de la Provost. Mă încântă chestiile astea, deci dacă aveți ocazia să încercați produsele de la Frank Provost, chiar vi le recomand pentru că sunt extraordinare. Deci, da, sunt scumpe, e vreo 12 euro un balsam de păr, dar nu, deci n-ai nevoie și de șampon și de balsam. Chestiile astea sunt un pic aberații, zic eu. Dacă vreți să încercați un produs bun, cumpărați acest balsam. Și nu contează șamponul care o să-l folosiți, să vedeți că dă rezultate. Arunc această spumă de curățare de la Caudalie. Mi-a fost foarte bună, mi-a servit mult, mi-a plăcut, dar e veche, e de demult. Și facem curățenie. Am terminat, soțul a terminat acest șampon. Lui folosește foarte mult și îl ajută ca să nu aibă mătreață și chestii de genul. Am terminat acest exfoliant de corp de la Planet Spa. Am o grămadă. Am toate culorile, negru, albastru, mov, verde. Le-am pe toate, le folosesc și chiar îmi plac. Această cremă anti-rid a folosit-o anul acesta mama când a fost la mine. Pot spune că ea a deschis-o și a folosit-o și am mai folosit-o și eu până când, într-o zi, a fost cumva desfăcută, s-a îmburdat, nu știu ce s-a răsturnat și a curs tot din ea, deci nu mai e nimic în ea. Așa că nu pot să zic mare lucru de ea, nu, nu știu.
Arunc produsele de plajă care le am de vreo 2-3 ani, că nu am ce să fac, adică am și n-am ce să fac cu ele, nu are rost să le țin. De fapt, sincer să fiu, parcă mi-e cumva să mai îmi pun pe piele produsele astea, știind că le am de vreo 3 ani de zile. Dar le-am folosit, chiar pot zic că am folosit, unele sunt pe terminate, altele sunt jumătăți. Gel reparator după plajă, de Girovital. Asta mi-a plăcut mult. Apoi, încă le am în ambalajul de carton, nu știu ce am mania asta să păstrez lucrurile în ambalaj de carton. Apoi am spray-ul ăsta care sta chiar e terminat. Spray-ul ăsta de protecție solară. E de cât cu 20, dar eu zic că e ok. Am altă cremă după plajă. Hai, deschide-te. Așa, în formă de spray, care și asta e pe terminat. Toate chestiile astea care vin în formă de spray la mine, se termină foarte repede. Ce mai avem? Asta, cu protecție 30. Asta probabil mai e vreo jumătate în ea. Eu folosesc mai mult spray-urile și chestiile legere, loțiunile, cremele, mi-intră foarte greu în corp. Deci e... Și de cam pielea uscată, dar... A fost ok pe timp de vară. Când le-am pus, acum 2 ani. Și acum 3 ani. Așa. Astea pe terminate, dar este o cremă de asta ca un fel de cunămol, că nu-mi iese cuvântul. Și s-a înfundat, nu mai iese, nu am eu răbdare să stau să... Mă rog, oricum am folosit-o mult și e ok. O arunc. Dă încolo. Asta e goală, 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 goală. Goală, săraca, dezbrăcată. E o cremă de mâini de la Oriflame care mi-a plăcut extraordinar de mult mirosul și am folosit-o până la ultima picătură. Cred că mi-am cumpărat două, trei din astea, dar nu... Nu le-am arătat pe toate. Și după aia nu mai am găsit la Oriflame. Această cremă de la Lierac, care mi-a plăcut extraordinar de mult. Mi-a plăcut așa de mult încât mi-a cumpărat varianta pentru ten gras, care la fel îmi place. Cealaltă pentru ten uscat, normal uscat, pentru că am momente iarna când am ten normal uscat și mă încântă. Deci pe mine mă încântă cremele astea de la Lierac. Sunt pentru fața mea, pentru tenul meu, mi se potrivesc toate. Am terminat și acest gel de curățare de la Cores, care mă încântă. Deci e unul dintre produsele mele preferate. Este un gel care miroase foarte bine, îți curăță super. E un gel transparent, practic, nu e mare lucru. Dar mie mi-a plăcut mult de tot. Deci... Am să-l recumpăr când am să-mi termin grămezile de geluri de curățare și exfoliante față care le am prin casă. Ăsta e. Dar am să-l recumpăr. E destul de scump pentru că sunt produse naturale, bla bla bla. O să-l mai cumpăr. Acest demachiant instant pentru buze și ochi de la Jla Vital, la fel. L-am folosit până la ultima picătură. M-a încântat. Mi-a plăcut mult de tot. Și dacă aș avea de unde l-aș mai cumpăra, sincer. N-am de unde, pentru ten sensibil. Argilă 100%. Mi-a plăcut foarte mult. Le-am folosit până la ultima picătură. Apoi arunc prostia asta. Este de la Gliss, un balsam fără clătire, care eu nu-l înțeleg. Deci, mie nu-mi place deloc. Pot spune că îmi lasă o consistență foarte ciudată pe păr. Nu știu dacă voi l-ați folosit, dacă aveți ceva experiențe cu produsul ăsta, dar mie îmi lasă părul sârmă, uleios, o chestie foarte ciudată. Dacă vedeți, am folosit foarte puțin din el. Bine, că puținul ăsta e mult, că na. De cum să numi ce scrie. Dar nu. Nu l-aș mai recumpăra. Nu-mi place deloc și nu...
Clar, nu l-aș mai recumpăra, nu-l recomand, sincer. Apoi arunc această cremă de la Adolfo Dominguez de corp, Alegria. E aproape terminat undeva pe aici. Mi-a plăcut foarte mult, am folosit-o. Mi-a plăcut pentru că este lapte de corp, de fapt, o loțiune, nu este cremă-cremă. Dar cred că și-a cam schimbat mirosul și te arunc. Pentru că e veche. Aici în Spania se spune îmi dă iuiu să o folosesc. Oh, rujul meu preferat de la Ruby Rose. Nu mai este. Mi-a plăcut mult acest ruj și pot spune că e rezistent la cât de puțin costă și la cât de puțin costă și la cât de puțin costă. E foarte rezistent. Așa că l-am folosit și pe ăsta până la ultimul gramaj. Și arunc această cremă de la Avon. E gelul ăla de seară care îl folosești pe față, un fel de sclipici, căruia nu i-am văzut niciun fel de wow. Bine că am folosit din el, chiar, ba, chiar am folosit din el. Chiar pot spune că e jumătate folosit, doar că mă trezeam dimineața cu fața și mai uleioasă și nu-mi plac chestii de genul. În schimb, am o cremă, tot din gama asta albastră, tot așa de noapte. Da, și asta e de noapte, tot așa de noapte, dar e o cremă, nu-i gel. Și ăla îmi place. Ăla mi se potrivește, mă trezesc cu fața chiar ok și nu-mi place când mă trezesc cu fața. Deci ideea e că am tenul gras și nu vreau să l-am și mai gras. Să mă trezesc dimineața cu fața sleioasă. Nu. Așa că îl arunc, nu și-o făcut treaba și... Mă gândesc că aș putea să folosesc recipientul ăsta la ceva, dar Bianca, ai o cămară de gunoi în casă, ajunge. Nu mai are rost să țin alte gunoaie, hai să le aruncăm pe toate. Și cam atât. Asta a fost episodul de plus terminate de astăzi și, cum ziceam, cred că o să fie ultimul clip însărcinată, cred, pentru că nu mai știu ce să fac, n-am idei, dar ok, vreau să fac camerei, mai fac vloguri, filmez, mi-am pregătit aici geanta de spital și pătuțul și tot, am așa o impresie că o să nască în orice moment. Sunt foarte grasă, m-am îngrășat foarte mult. Mi-e rușine chestia asta. Mă rog, asta este. M-am îngrășat și pe timp cât am fost în spital. M-am îngrășat acum în ultimele 3 luni o grămadă. Deci pot spune că sunt 22 de kilograme mai grasă decât eram înainte. Dar asta este, o să dăm kilogramele jos și o să fie cumva. Nu-mi bat capul. Și cam atât. Acesta a fost clipul de plus terminat. Sunt curioasă dacă voi ați avut experiențe, aceleași experiențe cu produsele care le-am avut eu în nasoale și sau poate vă plac. Și nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, că acolo chiar pun o grămadă de chestii și Insta Story și toate prostiile care le fac. Și v-am pupat. Ne revedem într-un următor videoclip.